Брега. Bine. Bine. Deci în cauza penală, prin urmă pe Bien Condei, colegiul penal a fost de apel Chișinău de Cirea, apelul de declarare de procuror în procuratura sectorului școlii Cipriu Chișinău Oleg Rosum, și apelul declarat de partea vătămată Oleg Bregă, împotriva sentinței judecătoriei Chișinău, judecătoriei Cipriu Chișinău, sentinții Rășcani, judecătorii Rășcani, municipiul Chișinău, adoptat în cauza penală de averirea lui Bazian Condrei în comitetul acțiunii prez la articolul 287.1 cod penal și a închierii judecătorii sectorului Rășcani, municipiul Chișinău, adoptat la 3 iulie 2013, în cadrul aceleași cauze penale se resping ca nefondate, menținând formalizări, sentința și închierea contestată. Decizia este definitivă și executorii din momentul pronunțării și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 zile din momentul pronunțării deciziei motivate. Decizia motivată va fi pronunțată în ședință publică la 24 noiembrie 2021, ora 14.00. Se modifică propunerea completă. Dosar de 10 ani. 40 de minute stat și s-au gândit. Și-o decis să respingă recursul. Să mai trimit iar la Curtea Supremă și după aceea poate la CEDA.